La 13 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, dosarul se află încă în gestiunea procurorilor și nimeni nu a fost pedepsit pentru violențele de atunci. Urmărirea penală pe acest caz a fost reluată la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, după ce dosarul s-a prăfuit ani la rând pe rafturile procuraturii. Experții în drepturile omului susțin că numeroase crime comise în timpul acelor evenimente nici nu au apucat să fie investigate, iar mulți dintre cei care se fac vinovați au scăpat basma curată. Aprilie 2009. Un protest anticomunist pașnic de la început s-a transformat peste noapte într-o adevărată revoluție. Zeci de mii de tineri au ieșit în stradă fiind nemulțumiți de rezultatele alegerilor parlamentare care îi dădeau învingători pe comuniști. Manifestația a degenerat în violențe, iar clădirea Parlamentului și cea a președinției au fost luate cu asalt de protestatari și au fost distruse. Într-un mesaj televizat, prim-ministra de atunci, Zinaida Greceanu, îi avertiza părinții tinerilor ieșiți la proteste că polițiștii sunt gata să folosească toate mijloacele necesare pentru apărare, inclusiv armele. Jertfele umane va fi foarte greu de evitat. Poliția va folosi toate mijloacele necesare pentru apărarea constituționalității Republicii Moldova, inclusiv armele. În seara zilei de 7 aprilie, clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar poliția a început reținerea în masă a persoanelor care se aflau în stradă. Potrivit Transparency International, cel puțin 600 de tineri au fost arestați și maltratați în comisariatele de poliție, iar 4 persoane au decedat în condiții suspecte. Oficial însă s-a confirmat doar moartea unui tânăr. Valeriu Boboc a fost omorât în bătaie în piața Marii Adunări Naționale. Singura persoană recunoscută vinovată și condamnată este fostul polițist Ion Perju. În 2009, acesta era inspector al poliției criminale și a fost acuzat că i-ar fi aplicat lovitura fatală lui Valeriu Boboc. Deși a fost condamnat la 10 ani de închisoare, acesta nu a ajuns după gratii. Dosarul s-a finalizat cu o sentință de condamnare neexecutată până în prezent. Procuratura Generală a înregistrat 108 plângeri și doar jumătate dintre ele au ajuns pe masa judecătorilor. Doar 3 cazuri ajunse în instanță s-au soldat cu condamnări, 3 polițiști au primit sentințe cu suspendare, iar unul a fost amendat. După 13 ani de la evenimentele din aprilie 2009, nimeni nu stă la închisoare pentru abuzurile comise. La sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, Procuratura Generală a anunțat că a reluat urmărirea penală, iar în prezent dosarul se află în gestiunea procurorilor de la cauze speciale. Atunci s-a anunțat că investigațiile vor fi efectuate inclusiv prin prisma infracțiunilor de uzurpare a puterii în stat, dezordinilor în masă și amenințării la adresa Securității Naționale. Astăzi, președinta Maia Sandu și-a exprimat speranța că dosarul va fi dus la bun sfârșit. Îmi exprim speranța că astăzi în procuratură nu au mai rămas oameni interesați să pună piedici pentru ca lucrurile să fie cercetate și să vedem rezultatele acestor investigații și sancționarea celor care se fac vinovați de agresiunea împotriva tinerilor și a oamenilor în general. Potrivit Promolex, până în prezent, guvernul țării noastre a pierdut 10 cauze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar alte 40 de cereri pe alte episoade legate de violențele din 7 aprilie se află pe rol la Înalta Curte de la Strasburg. Apreciez munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.